Mă bucur că v-am făcut mai sesiune. Sincer, și eu am fost foarte încântată și chiar m-am distrat și am simțit așa foarte bine tot ce s-a spus. Am să vă rog în continuare să fiți activi. Nu vreau să dai întrebările nimănui și încerc să ne menținem pe cât posibil în timp, fiind vorba despre povești adevărată, despre viața reală, despre antreprenoriat. Nu e ca la management atât de ușor să deschizi niște reguli și trebuie să te atrezi în ele și trebuie să faci lucrurile de la A la B și atât. Și pentru că știu că vorbeam niște povești foarte frumoase și pentru că știu că toți acești oameni în au multe lucruri pe care vreți să le aflați, am să fac această introducere foarte, foarte scurtă. În momentul în care Cosmin Alexandru a fost în lista noastră de invitați, am vorbit care ar fi ideile despre care să aibă prezentarea și mi-a plăcut foarte mult sugestia pe care a avut-o, când este util și când nu este util să ai un board de director într-un business antreprenoriat. Dacă e bine sau nu e bine și cu ce te ajută și ce face. Și sper că v-ați plăcut ca după întâlnirile de dimineață în care am văzut că e bine și nu e bine, ușor și nu e ușor. E mai bine să ai un bine de familie, dar nu e bine și tot așa, cum spune aici în față prietenul Sergiu. Că s-a angajat, dar nu s-a angajat, nu? Niciodată nu s-a angajat. Am zis că, uite, să-l chemăm pe Cosmin să ne ajute să alegem mai ușor. Și atunci am să vă rog, în aplauze, să întâlnim pe Cosmin Alexandru, consultant în dezvoltare organizațională, Water Transformation Consultancy. Ideile mi le au, nu le luăm, suntem trei acolo, din doleanțele pieței, din ceea ce își dorește piața. Foarte mulți... Acum, din discuții? În discuții cu clienții noștri. Ok, mulțumesc. Noaptea mă trezesc și mai arătesc pe idei. Sau în mașină. Da? Opresc la semafor, treaca și notez în telefon. De peste tot, de la client, de la concurenți, dar o chestie interesantă este că în multe direcții ce facem noi în România, avem șanse de mâncare să mutăm puțin în viitor. Pentru că este graniță, vedem piețe mai evoluate și noi nu știm de la tot până. Din inspirație. A doua întrebare. După ce vă oferim, au de-ați luat, nu de le verificați? Cum vă prinde dacă sunt bune sau nu? E greu să fii primul, știi să vă spun. Ne trecem printr-un bord. Avem în jurul nostru, la celor trei, avem 40 de manageri. Și le punem pe masă. Le discutăm cu bune, cu rele, cu avantaje, cu dezavantaje. Cred că trebuie puse în parte. La obiect și vedem ce se face. Depinde, bineînțeles, de idee, cât de mare. În general, pe lângă research-ul pe linia Cristian Șandă, ei face tot tipul proiectelor. Real, mai în practic. Prin discuții și prin experiență. O să iau microfonul, că mi s-a semnalat prin sală, că e mai bine așa. Mulțumesc mult pentru răspunsuri. Am vrut să mă asigur cumva că sunt bine plasat cu subiectul meu. Pentru că n-am propriu-zis o poveste, ci am o propunere sau o idee. Ea nu e nouă deloc pe lume, pare însă destul de nouă pentru România. Și anume, ideea asta a unui board of advisors, l-aș numi mai degrabă decât board of directors, pentru că asta are un pic altă conotație, mai ales când vorbim de companii listate la bursă, deocamdată, ci de companii private, 100% private. Însă,
Multe companii private pe lumea asta au board-uri, fiecare zi, de director sau de advisory, cu care sau pe care le folosesc și ca să creeze idei noi și ca, ca să-și verifice ideile pe care le au. O să dau un exemplu, e foarte cunoscut. Bordul de director al Nike. Are cineva idee cine e bordul de director al Nike? O să vă dau câteva nume, nu sunt toți. Orin Smith, fost președinte și CEO la Starbucks Corporation, e bordul Nike. Acum, în același timp, deși e bordul Nike, e și directorul bordului de director al Walt Disney Corporation. Jonathan Rogers, fost președinte Discovery Networks, actualmente directorul la Procter & Gamble, care s-a vorbit de Procter & Gamble. John Lankleiter, chairman și CEO la LAI, compania farmaceutică. Elizabeth Comstock, chief marketing officer la GE, General Electric. Alan Graf, executive vice president and chief financial officer la FedEx. John Connors, chief financial officer Microsoft Corporation. Și last but not least, bordul de director al Nike este Tim Cook, CEO al Apple. O garnitură impresionantă, aș zice. Poate unul dintre motivele pentru care Nike se menține de o bună bucată de vreme într-un domeniu care activează. Acum că am vorbit de Apple, în bordul lui Apple de data asta, îl găsim pe Al Gore, fostul vicepreședinte al Statelor Unite, sau pe Robert Iger, care e CEO-ul Walt Disney. Cred că subiectul ăsta al unui corp de, nu e ce sfătuitor, dar cel puțin al unui corp de reflecție cu care să poți să faci o discuție despre încotro merge domeniul tău de activitate și încotro merge lumea, e foarte utilă. Nici asta nu e ideea mea. Acum câțiva ani, Harvard Business Review a publicat un studiu pe care l-au făcut despre de ce a decăzut în felul în care a decăzut compania Nokia. Pentru că suntem aici câțiva în sală cel puțin, care era cea mai de timpul în care Nokia era telefonul mobil. Era un telefon mobil, era telefonul mobil, corect? Asta era singura sonerie care suna și cu care identificam telefonul mobil. Acum Nokia nu mai e telefonul mobil, aproape nu mai e niciun telefon mobil. Ce s-a întâmplat? Evident că sunt foarte multe motive de context, financiare, Harvard însă a ajuns la concluzia că unul dintre motivele principale a fost faptul că bordul companiei Nokia a fost format exclusiv din finlandezi. Faptul că bordul companiei Nokia a fost format exclusiv din finlandezi înseamnă că bordul companiei Nokia n-a reușit să înțeleagă încotro merge lumea. Pentru că lumea mergea foarte diferit de cum mergea Finlanda. Sau de cum se vedea lumea din Finlanda. N-au reușit să înțeleagă nici încotro se mișcă America, nici încotro se mișcă Asia, nici încotro se mișcă tehnologia. Suficient de bine și de repede, încât, nu știu dacă știți, dar Nokia, mult înainte de Apple, a avut un design de telefon cu un singur buton și un design de tabletă. Dar s-au gândit că nu se mai niciodată chestiile astea și că n-au de ce să le pună pe toți. Așadar, nu a fost o chestiune de capacitate de inovație, ci de înțelegerea prin care merge lor. Un board of advisors poate să suplinească această capacitate limitată a cuiva de a înțelege felul în care merge lumea. E un board de decizie, în mod obișnuit. E pur și simplu un board cu care poți schimba idei. Acum, el poate avea în funcție de nevoile companiei, poate avea multiple funcțiuni. El poate fi folosit și pentru day-to-day business sau day-to-day operations, și pentru a înțelege trendurile, și pentru a înțelege condițiile de piață apropo de concurență și de nevoi, pentru că și nevoile astea se văd totuși diferit din interiorul companiei față de cum se văd din afara companiei de către oameni care nu sunt direct legați cu serviciile companiei.
Există un autor, pentru cine e interesat, care s-a ocupat de chestia asta, tot articulat, John L. Walker, cheamă, e profesor la Kellogg School of Management, el a scris și o carte, Creating Effective Boards for Private Enterprises, și în care detaliază, în care propune diverse detalii tehnice despre cum s-ar putea întâmpla chestia asta. Ce număr să fie, cât de des întâlnească, pe ce teme, cum e cu agendele, dacă sunt plătiți sau nu. Ce ziceți? Ar trebui să fie plătit sau nu? Sunt trei variante. O variantă e să nu fie plătiți deloc. Suntem prieteni, aici în România toți suntem prieteni, deci putem să cerem favorul de lucrul ăsta, ne întâlnim de trei ori pe an, să de vorbă despre cum merge business-ul în general. Nivelul de implicare este prietenesc. Ne dăm cu părerea despre lucruri. Avem deja mai pot fi plătiți, dar cu o sumă relativ mică. Adică ceva care să justifice un pic interacțiunea. Și atunci interacțiunea e de un alt fel. Sau, cum zice din America, o altă perspectivă, cum zice Ward, they should be paid so that it should hurt enough that you make sure to get as much out of the investment as you can. Adică dacă îi plătești mult, o să fii foarte preocupat să-i storci de tot ce poți. Interesul devine al proprietarului, al antreprenorului și nu neapărat al board advisor-ului. Eu am venit, sau mi-a venit ideea asta, pentru că am o experiență de felul ăsta. Asta m-am gândit că poate ar fi tentant să punem pe piață ideea asta cu board of advisors. Sunt într-un board of advisors al grupului OMV la Viena, pe strategia lor de sustenabilitate. Suntem, nu știu, o 7-8 oameni din mai multe țări, ne întâlnim de două ori pe an și discutăm ce fac ei în materie de sustenabilitate la nivelul grupului. Și mi s-a părut că tipul de beneficii pe care grupul OMV are, e clar, așa cum declară și e clar peste așteptările lor, dar tipul de beneficii e foarte diferit de beneficiile pe care au să ne vorbim între ei. Sau stând în vorbă cu oameni din industria lor. Pentru că perspectiva oamenilor care sunt în bord, unii sunt din mediul academic, alții sunt din mediul de business, alții sunt și-și, alții sunt în mediul guvernamental sau non-guvernamental. Tipul ăsta de idei și de reflexii e foarte diferit. Îi obligă să gândească îi obligă să își pună probleme în felul pe care modămanul și le puneau și cumva îi forțează să îndrăznească soluții pe care anumite corporațiile îndrăznesc mai greu, pentru că sunt organizații mai degrabă conservatoare.